Mai aveți nimic de discutat? În privat nu, ocazional când ne vedem prin casă, probabil da, dar în privat, încât să-mi doresc o chem, cred că totul e lămurit. Îmi răspunde orgoliul? Poftim? Îmi răspunde orgoliul? Nu știu, doamna Andreea, dacă vă răspunde orgoliu, sincer. Nu știu să zic neapărat ce răspunde acum, dar nu cred că e cazul. Anthony, are cumva legătură cu faptul că Rebecca nu te-a chemat pe tine în camera roșie și ți-ai schimbat răspunsul? Nu. Am spus, chiar am spus la un moment dat, știi ce răspuns am dat? Am spus la un moment dat așa, că mi-am schimbat camera, ca să anunț cumva că nu puteam. Mă simțeam prost că am zis da, altceva. Da, că azi dimineața aveai alte gânduri, cum ar fi Teodora. Și da, ți-ai schimbat varianta către Giulia. Da. Dar de ce ți-ai schimbat varianta? De ce ai schimbat-o pe Teodora? Pentru că nu știu, mi-a plăcut. M-am considerat, eu m-am gândit acum în casă și văzând discuțiile și așa, că este mai bine să o chem pe Giulia. Azi dimineață pe conexiune erați foarte bine. V-ați cerut scuze, v-ați înțeles foarte bine. Ce s-a schimbat? Sebastian, ce se întâmplă cu tine? Prin ce stări treci? Le spuneai băieților că treci prin niște stări. Ce stări? Păi nu știu, doamna Andreea, credeți că eu sunt mulțumit și împăcat cu mine când văd că nu sunt bine cu ea? Când eu știu ce simt pentru ea cu adevărat și astea? Dar tu nu știi pentru că nu vrei tu. Eu ți-am spus, o alegere să vezi cum vrei. Nu vreau eu. Cum să spui așa ceva? Că nu vreau eu. Cu ce intenție ai fi chemat-o pe Teodora? Să înțeleg mai în detaliu, să vorbim decât noi doi fără păreri în exterior, chestia asta cu ce și-ar dori ea mai exact din partea mea, ca să fie, pentru a nu se mai deschide subiectul, să știu dacă să o ignor sau să putem, nu știu, glumi cum glumim noi de obicei. A fost un moment când am fost în casa fetelor, când ne-am revenit așa un pic la glumele pe care le aveam și am văzut-o oarecum și distrată, dar și pusă pe gânduri. Da, spunea la un moment dat aici în casă că parcă îi lipsesc glumele cu tine și că voi glumeați natural, venea natural. Da. Dar asta nu înseamnă că era ceva amoros. Nu, dar cu toate astea, na, ori se poate deschide subiectul și nu știu, n-aș vrea să mai pun în ipostaza aia. Am înțeles, dar stai puțin că nu vorbim de ceva amoros aici. Moldo, dacă Teodora s-ar întoarce la glumele cu Anthony pe care le aveau ei, până să încerce să aibă ceva amoros în afară, te-ar deranja? Da, m-ar deranja. Eu nu știu ce glume au avut ei sau nu, dar sincer, da, m-ar deranja, vă dați seama. Nu să mint. Prietenești? Depinde și cum sunt glumele astea, prietenești. Nu m-aș mai întoarce eu la glumele alea, că aveam niște glume destul de piperate înainte. Ah. Da, nu m-aș întoarce din respect pentru Moldo și nu, n-aș face asta. Plus că iar s-ar da de înțeles anumite lucruri și nu cred că e cazul. Da. Dar Moldo, crezi că pe Teodora a deranjat-o faptul că tu ai fost chemat în camera roșie de Rebecca? Nu. Poate oarecum a simțit-o, zic eu, ca o contră, dar nu cred că a deranjat-o să, la genul că aș da eu curs spre altceva. În sensul că aș vrea eu... Dar ce contră? Nu știu, doamna Andreea. Contra cui? Rebecca, poate că nu se înțeleg atât de bine și a vrut să... Rebecca cui se dă contră, gen? Teodorei. Robi. Da. Crezi că Rebecca are intenții către Moldo? Eu cred că îl place, sincer. Vă dați seama că ar fi culmea să zică Rebecca acum că îl place pe Moldo. Păi ce face? Acum, josim în halul ăsta. Păi știi, acum sună urât, Robi, că tu zici și că îl place pe Casian și că îl place pe Moldo. Păi nu se poate. Da. Păi dacă îl plăcea pe Casian, de ce nu-l chema pe Casian? Exact. Era cel mai simplu. Dacă ar face fiecare ce ar simți sau despărți toată lumea. Ce vrei să spui? Păi, efectiv, dacă lumea ar face ce ar simți și ar lăsa cum dă la televizor și ce se întâmplă, vă spun eu că s-ar despărți toți de tot. Păi ce s-ar despărți? Că sunt doar în afară de Julie, în afară de Julie și de... Adică... Stai. Vai! În afară de Julie și Robert? Da.
Să ne întoarcem la Sebastian și Roberta. Ei nu intră tot în aceeași ecuație cu Robert și... Mi se pare că nu sunt echilibrați, Sebastian și Roberta. Dar nu sunt falși. Asta nu am de unde să știu, deci ei nu sunt echilibrați din niciun punct de vedere. Nu e ca și cum nu-l faci separat sau fals? Am stat pe cine? Nu e ca și cum nu-l faci fals pe prietenul tău. Tu te, Roberta, lasă-mă, te rog frumos. Că ălea-s glumele noastre, ălea-s glumele noastre pe care nu le înțelegi. Eu cu Sebastian ne înțelegem foarte bine, avem o relație foarte bună. Bine, Robi, ți-a ieșit ce ai vrut să faci, gata. Mi-a ieșit ce am vrut să fac, ce am vrut să fac? Să ne certăm, asta a vrut. Robi? Mă bag, de ce? Cu ce scop? Eu am vrut să te cerți tu cu Sebastian. Da. Dar de ce spui asta? Da, trebuie să ai un motiv, nu știu. Nu are cu cine să iasă în club, nu are cu cine să petreacă. Asta n-a mai fost în club de o lună. Este ciudă pe fericirea lui. Ce motiv are? Nu știu. N-am mai ieșit, frate. Am ieșit după o lună, am ieșit weekend. Mi se pare doar că are satisfacție acum că ne vede certați. Așa mi se pare. Vreau să înțeleg. De ce crezi asta, Robi? Doamne, ferește. Robi? Da. De ce crezi asta? Nu sunt echilibrați? Ei împreună sau ei separat? Sau și? Împreună. Nu împreună. Sunt echilibrați. Da. Nu păi a fost o chestie extrem de ciudată. De unde vine dezechilibrul? Nu știu de unde vine. Probabil Sebastian este extrem de gelos pe nimic palpabil. Pe absolut nimic. Eu n-am văzut pe tine? Nimic. Nu. Nu există așa ceva. Palpabil. Nu există așa ceva. Păi nu, stai puțin, nu a avut absolut niciun... Ce ești palmabil? Nicio chestie pentru care să fie... n-a văzut nimic vizual, efectiv s-a întâmplat tot în mintea lui. Am stat la masă cu fetele acolo, Roberta era peste masă și zic, Roberta, dă-mi o linguriță, te rog, eram cu iaurtul în mână. Și a avut o reacție, Doamne ferește, parcă m-am dat la ea, parcă nu știu ce s-a întâmplat. Nici măcar nu știam că Sebastian e în casa fetelor. Pentru atâta că dacă aș fi făcut asta, aș fi permis fetele, în continuare. Fetele puteau să... Dacă okay. Dădeai o linguriță? Da, fetele poate să confirme că am fost acolo. Zi, Roberta, dă-mi o linguriță, te rog. Și zice, Robi, dar ce faci acum? În ce situație? Da, păi tu râdeai, tu știi că eu mă certam cu el și tu râdeai și mi-ai cert în momentul la o linguriță fix. Nu, mie, chiar n-a fost atent. Nu, femeia nu e pe treaba ei, pe bună. Hei! Păi doamna, păi nu știu, păi mă deranjează foarte tare. Eu am spus asta. Păi uitați-vă ce afirmații face că eu sunt... Am spus eu... strict legat de Sebastian pentru că asta a fost dorința lui și dacă aș fi făcut asta în continuare, ar fi zis că probabil dau curs. Nici măcar nu știam că Sebastian e în grădină. Că dau curs. Nici măcar nu știam că Sebastian e în grădină. Ea a crezut că tu ești conștient de faptul că Sebastian este în grădină și că iau niște discuții. Păi am cerut o linguriță. Nu, că ai văzut toată scena de dinainte de linguriță. Nu se vedea și nu se auzeau. Iată, n-a avut nicio intenție, era Roberta. Da, nu știu ce intenție a avut. Azi dimineață pe conexiune erați foarte bine. V-ați cerut scuze, v-ați înțeles foarte bine. Ce s-a schimbat? Sebastian, ce se întâmplă cu tine? Prin ce stări treci? Le spuneai băieților că treci prin niște stări. Ce stări? Păi nu știu, doamna Andreea, credeți că eu sunt mulțumit și împăcat cu mine când văd că nu sunt bine cu ea? Când eu știu ce simt pentru ea cu adevărat și astea? Dar pentru că nu vrei tu. Eu ți-am spus eu alegere să vezi cum vrei. Nu vreau eu. Cum să spui așa ceva? Că nu vreau eu. Tu ai ales să vezi situația așa și să te supri. Ce vrei să fac, Roberta, dacă așa văd eu situația în momentul deci aceste actual? Stări îți sunt date din cauza felului în care sunteți voi doi? Da. N-ai tu separat nicio stare? Nu, absolut. Vreau să știu, cât de tare te deranjează Robi, prezența lui Robi lângă Roberta? Doamna Andreea, v-am spus și ieri de atâtea ori că nu mă deranjează prezența lui în prezența ei. Mă deranjează felul în care ea plângi? Gestionează situațiile. Ce? Robi, ești ok? Robi, plânge? Bun. Dacă era oricine altcineva și nu Robi, era la fel? Neapărat că este prietenul meu, țin cont și de aspectul ăsta, dar de ce m-am supărat cel mai și cel mai tare este că mi s-a părut că parcă s-a permis cam mult. Și din punctul meu de vedere... Dar tu nu suporți vedere, să mă uit din punctul, la Robi. Nu e vorba de asta. Eu de foarte multe ori când m-am dus în casa fetelor, am chemat-o pe Roberta la masă pentru că, și vă spun sincer, cu mâna pe inimă, îmi părea rău de ea că stă singură și nu vorbește nimeni cu ea. Efectiv, de multe ori s-a întâmplat să stau cu fetele la masă și să o chem, vino, nu mai sta singură, vino, stai aici cu noi. Da, am spus și eu asta. Dar eu mi-am dat seama când a fost prima lui supărare.
când eram pe conexiune și Robi era aici și vorbea cu Giulia și dumneavoastră i-a spus, de ce te uiți la Roberta? El era acolo și îmi făcea așa mereu de atunci, că el a crezut că mă uit la el. Și de atunci mi-am dat seama că îl deranjează. Și apoi a urmat gala când la fel, când a văzut un material, l-a deranjat și nu mai mă băga în seamă în gală. Deci el cred că nu suportă nici să mă uit la Robi. Are o problemă cu Robi. Are în oricine încredere numai în mine, nu. Nu are în acest moment, nu are nici în el, dacă el se comportă așa. Și el mă cunoaște foarte bine. Cine are încredere că așa? Nu are. Păi da, nu are și pe mine, mă cunoaște foarte bine Sebastian. N-ar fi trebuit să interpreteze niciodată. Adică eu nu mă gândeam vreodată că o să dau explicațiile astea. Dar cine crezi că se gândea? Mai ales lui. Hai să așteptăm ca tatălui să fie mai bine. Și cu siguranță va fi și el mai bine. Acum Sebastian este un pic căzut. Tu ai răbdare atât cât poți, cât mai poți. Iar tu gândește-te că o să fie bine. Atât.